Salut, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de PUBG Mobile Solo vs Squad, adică 1 vs 4. Erangel again. Like, subscribe dacă nu ești abonat și follow pe Instagram. Dați găsul suprem și să-mi dați un pronostic. Puneți pauza cu la meci și spuneți-mi ce loc iau cu câte... Pauză la meci, pauză la clip. Câte kill-uri fac și ce loc iau. Și poate o să vă premiez. Ăla deja e acolo. Ăla aleargă sus, uitați-l pe ăla. Unde alergi, mă? Ok. Ok. Pistol. Mi se pare normal. Dar de ce să-mi dai altceva bun? Pistol, nimic. Shotgun, te rog. Please, shotgun. Can you do shotgun? No. Ah, ok. 2x. Să moară. Shotgun. Bă, cum dracu m-ai nimerit tu cu arma asta, mă, jocul? Și acum eu am pierdut toată bătaia, pentru că nu pot să am o armă. Pistol. I need pistol. Am pierdut toată bătaia, și mă mai scot un kill 2 de acolo, și maxim. Deci nu știu, să le țin podul. Mamă, shotgun, mâncați și peleul tău. I'm in love with this game, bro. I just love this game, bro. The Erangel. They say it's better loot, but it's not. Am văzut asta o englezoaică să spună îmi place carasul. Poate chiar îi place carasul. Uitați-mă, într-un dă-sta două ori. Hai la bătaie înapoi. Nici nu știu câte gloanțe am astea. Hai să joc range cu apropiere. Ah, n-am ce să joc altceva. Mă, dacă nu pun tot spray-ul pe ei, m-am dus, ești nebun cu arma asta, 19 gloanțe. Boabe de cartof. Că le-ai acolo afară, mă. Tovarășul vine din dreapta, să ia acolo. Lasă-l să-i dea revive. Și ăștia acum se băteau cu cineva de la blocuri, oare? Ideea e că aici n-a tras nimeni, deci aici ar fi liber cumva. Da, exact ce vreau să aud. Bateți-vă între voi, dar lăsați-mă să-l urtez pe ăștia. Lasă-mă, botule, dă-te morții, mă, ti-n gât. Thank you.
picat în pulă. Sunt morții mătii de SKS. Du-te în rasa mătii de SKS, infect. De-aia nu joc cu astea, că nu știu să le controlez, mă, că ți-ai jurat. Ba, după asta și-o dau. Fuge, fuge, normal. Ba, după țigurile astea. Fuge cum trebuie să fugi, bro, în zigzag, când trage unul, când fugi, bă, fugi zigzag. Am 74 de gloanțe, fără 150 n-am ce să faci aici, nebun. Dă-te-mă în stânga, dă-te-mă în stânga, handicapatul. Ăla n-avea card, nu are rost să mai verific. Dai-mi pula calului să-mi bag o siringă pe mine, ești nemon. Acolo era, nu? Acolo era. Poate-mi dă ăsta vreun căpău, ești nebun acum, dar mă leșine, mă bag la somn. Ce ai făcut, șefule? Stilul meu preferat de joacă, nu știați? Nu știați că ăsta e stilul meu preferat de joacă? Hai să jucăm așa, da. Păi da, ce facem? A, fugim. Rămâi singur în echipă și fugi tu, bă. Să-i dau cap neapărat, bă. Du-te, mă, în rasa, mă, că-mi bat pula în gura ta. Du-te în pula mea. Iertați-mă, boys, că am înjurat, dar nu mai putem. Mă enervează și arma asta de tot rahatul. Acum s-a găsit el să vină la bătaia, mă, ce ai zis? Că am fugit până acum, am mai fug acum. Mamă, unde-i zona, mă, cava și gura voastră. Bine că aveai gloanțe măcar. El n-avea cu ce s-o dea de fapt cu mine, da? O mai zine. Aia era de Borăș, nu? Bă, avea mașină pe aici, mă? Mamă, da, ce da parte e, bă, băiatule, bă. Și acum a fugit. Am Discord, bro.
Mamă, pleacă și următoarea până ajung eu în zonă. Hai că sunt destul de echipat, pana mea. Am 200 de gloanțe, 240 de fapt, 66, 86. Da. Sper să găsesc mașină rapid aici. Păi trebuie să găsesc mașină, oricum găsesc, normal aici, la casele astea sau la podiera. Oricum am destule medicale să rezist, dar 5-4, 5-4, da. Nu prea vreau să joc SKS-ul ăsta, bro, până la final. Nu știu, e fucked up toată situația. Ei, v-am zis că pleacă următoarea zonă până ajung eu pe aia. Bine, aici și se strânge pe... Hai că mă duc direct aici, ești nebun, unde-mi place mie la podul ăsta sus aici. Uite, exact aici mă duc, dacă ajung, bineînțeles. Bă, da, mi se pare că acum cu full boost se încarcă super, super greu, mă, frate. Bă, jur, bă, super, super greu se încarcă. Nu se mai încarcă cum se încărca înainte, frate. Nu știu what the fuck is going on, but it's so fucking hard. Salut, Bogdan. Hai că n-ar fi mult. Mersi mult de subscribe, bro. O iau până red zone? Aia nu prea am alternativă, ești nemul. Ba, de fapt am, să o colesc pe aici. Hai mă, doar nu fi red zone așa, nu? E și nevastă mea la menstruație, ce să mai... Așa. Cât noroc să am. Savarină, suta. Mi-a furat suta, frate. Mă vreau suta. Mamă, aici e acum, acum aici. Acum e aici. Cum ar trebui să o joc eu pe asta? Cum ar trebui să o abordez eu pe asta, guys? Spuneți-mi și mie. În opinia dumneavoastră. Ui, nu mă răsturn aici, nu mă răsturn aici că te-ai pișat pe mine. Bă, rămân fără motorină. Da. Nici nu vreau să mă uit la școală și la blocuri. Nu a tras nimeni. Ok. Am cam 200, ar merge, gen, e ok, am... Da, gen, dacă mă bat frenetic, nu o să-mi ajungă niciodată toate astea. Hai să fim un pic pe, cu ochii pe kill feed. Pentru că se strânge zona și o să știm unde să bat. Ok. Mamă, de ce faci jocurile de-astea? De ce? Ce-mi plăcea zona asta aici? Cum să o abordez eu pe asta, mă? Dă-mă un drop aici. Fă-mă fericit. Nu în pădure, nu în pădure. Mamă, uite pe aia cu mașinuța.
Ia vin din poartă așa după apă. Ok. L-ai dat în open. Ok, bun, știu cum să o abordez. Bine, teoretic, practic mai vedem. Să merg aici la compound-ul ăsta, bine, mai mult aici o să stau prima oară. Schimbați mașina cumva? Schimb mașina aia cumva? Să-ți dau una în cap? Dar nu e mai prin pe al doilea. De ce să se randeze, bro? Ai flare gun, știu. Cum trebuie să ajung pe iazna aia? E logic. Nu știu dacă e meciul meu, bro. A, ai văzut cum se întâmplă locul 3-4 pe acolo. A, aștept să merg cu zona pentru că, na, bine, știu că am o echipă acolo. Cam toți cred că sunt... Sincer, cred că sunt toți pe iazna aia.
momentul de față, toți baricadați în case. Da, acum am AVP, dacă, mă rog, avem, dacă aș putea să mă bat cumva range cu ei. Nici cu spray-ul pe asta nu am cam. Hai să vedem, hai să vedem ce, ce iese din meciul ăsta, băi. Nu prea vreau să-mi dau nici poziția. Uite, o să încerc o abordare nouă, o să joc aici la dreapta și o să joc pilonii, gen, știți? Astea, căpițile astea de fond. Am ce să mă iau de la drop ăsta, da? Opa! Nu, 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 mă duc, mă duc și mă duc și la bătaia acolo. Dar mă pușează. Deci azi ține dreapta, mă, frate, dar nu știu ce să fac. Ok, ok. M-am băgat și-o la hor. Uite, vedeți? Asta e o greșeală. Trebuia să țin partea dreaptă, să mă joc acolo la dreaptă. Ăștia n-am cum să-i scot. Dar pot să-i țin pe aia de acolo. Op, op, op. Dacă aș bate, n-am cum să-i bat pe ăștia. Ia fac perdea, fac perdea, fac perdea, fac perdea. Hit? 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 Hit.
Și le-am dat șansă lui ăștia să mă bat acum. Ia zona, ia zona, ok, mai trebuie un hit. Un hit și i-am terminat. A murit, a murit, cred. Au pușat ăștia. E acum să decide meciul meu. Vino la revive, vino la revive. I-am dat cap. Vamos! GG! Dar tot am făcut 20 de bobițe, mă, 14 bobițe. Da, v-a plăcut clipul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă aveți recomandări pentru alte mape și unde m-ați vrea să joc și ce fel de match, vamă, scrieți acolo în comentarii, vă pupă fratele cu mine, cu like, subscribe dacă nu ești abonat și alo pe Instagram! Pop!